Bună seara, bun găsit la știri. În cadrul unei conferințe de presă Mamut, ținută de premierul Orban, încă autoizolat, acesta a ținut să facă unele recomandări pentru români în vederea limitării infecției cu coronavirus. De asemenea, prim-ministrul a arătat că vor fi luate numai măsurile care se impun imperios necesare în urma decretării stării de urgență. Premierul a ținut să-i liniștească pe români că vor fi luate numai deciziile imperios necesare în efortul de a minimiza efectul coronavirusului. Vreau să încredințez cetățenii români că vom lua doar acele măsuri care sunt absolut necesare și vom încerca să limităm la maximum eventualele drepturi și libertăți care să fie afectate în cadrul stării de urgență. O problemă încă spinoasă este cea a cozilor de la magazine. Vă adresez un mesaj cât se poate de clar. Nu trebuie să vă aprovizionați peste necesitățile normale. Nu există riscul de apariție a unei penurii, a unei lipse din anumite categorii de produse alimentare sau alte categorii. Dacă cumpărați mai mult decât cumpărați de obicei, această cumpărare practic poate lipsi pe alții pe moment de produsele care sunt cumpărate în exces. Prim-ministrul a continuat cu câteva recomandări pentru români, vitale pentru evitarea răspândirii infecției cu coronavirusul. Dacă ai cea mai mică suspiciune că ai putea fi contaminat cu virusul, este un act de responsabilitate să te izolezi, să eviți orice contact cu semenii tăi, cu alți cetățeni, pentru că riști să transmiți acest virus. A avea cea mai mică suspiciune că ai virusul și dacă te duci în comunitate, dai mâna, te apropii de oameni, stai aproape, transmiți prin strănut, tusă sau prin vorbă, e ca și cum aproape ai trage cu pistolul. Premierul a continuat prin a face un apel la românii aflați în Italia și Spania să obțină ajutor de la statele în care se află. Toți cetățenii români care se află în Italia, poate și în Spania, în cazul în care au lucrat, să apeleze la toate formele de sprijin pe care le oferă statul Italia. Sigur că suntem într-o permanentă legătură cu ambasada, cu consulatele, și la nivel diplomatic păstrăm legătura și încercăm să găsim soluții de susținere a românilor care se află în situații deosebite în Italia sau în alte țări, în funcție de evoluția evenimentelor. Luptă la baionetă pentru monopol asupra vaccinului contra coronavirusului între Germania și Statele Unite. Donald Trump este acuzat, conform unei publicații, că vrea să atragă o firmă germană care lucrează la vaccin să-și mute cercetarea în SUA, astfel încât vaccinul să fie exclusiv al americanilor. Acest lucru ar putea dăuna masiv relațiilor dintre cele două țări. Se profilează un scandal între cele două mari puteri după ce ministrul german al sănătății a confirmat o știre apărută în ziarul Weltanschauung, conform căreia președintele american Donald Trump a oferit $1 miliard pentru a atrage firma CureVac în Statele Unite, iar guvernul german face contraofertă pentru a convinge firma să rămână în Germania. Guvernul german este foarte interesat să se asigure că vaccinurile și substanțele active împotriva noului coronavirus sunt de asemenea dezvoltate în Germania și Europa. De asemenea, ministrul afacerilor economice din Turingia a criticat aspro aparenta încercare a SUA de a reloca compania farmaceutică CureVac cu sediul în Tübingen. Cred că această tentativă este de neînchipuit din punct de vedere politic și constituie o grea povară pentru relațiile germano-americane. Vestea bună pentru toată lumea, cu excepția SUA, o dă directorul și cofondatorul principalului investitor, Hope Biotech, care declară că nu se pune problema unui contract exclusiv cu americanii în privința vaccinului. Vrem să dezvoltăm un vaccin pentru lumea întreagă, nu pentru o anumită țară. Avem și o veste foarte bună pentru micii întreprinzători români grav afectați de efectele epidemiei de coronavirus. Proaspătul ministru de Finanțe, Florin Câțu, anunță o acțiune menită să susțină economia în aceste momente grele pentru România. Astfel, într-o scurtă postare pe pagina sa de socializare, ministrul apreciază că impactul pozitiv pe care îl va avea acțiunea pentru economie este apreciat la circa 70 de miliarde de lei.
Într-o postare făcută duminică de ministrul de Finanțe Florin Câțu, acesta anunță că guvernul va oferi garanții astfel ca întreprinderile mici și mijlocii, cele mai afectate de criza economică produsă de criza coronavirusului, să aibă acces la capital de lucru cu dobândă zero, fără alte comisioane, cu o perioadă de grație extinsă în valoare de până la 10 miliarde de lei. Ministrul estimează impactul pozitiv asupra economiei la aproximativ 70 de miliarde de lei. Încă o veste bună pentru România. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe, 8 cetățeni români aflați la bordul vestitei nave de croazieră Grand Princess, aflată în carantină în largul coastei californiene, au venit acasă cu un avion pus la dispoziție de autoritățile Statelor Unite. De altfel, a fost vorba de un efort comun al ambasadei noastre la Washington, a Consulatului General al României la Los Angeles, dar și a delegației Uniunii Europene în capitala Statelor Unite. Cei 8 români au fost plasați la sosire în carantină la o destinație specială în București. Comunicatul precizează că a fost vorba de o colaborare amplă, la nivel înalt, la care au participat atât diplomația română, cât și autoritățile Statelor Unite și delegația Uniunii Europene în capitala SUA. Demn de menționat este faptul, precizat în comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Externe, că alți 14 cetățeni români au dorit să rămână în continuare la bordul vasului de croazieră. La data de 12 martie 2020, în urma unei ample operațiuni la care au participat mai multe state europene și ca urmare a demersurilor întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Washington și al Consulatului General al României la Los Angeles, 8 cetățeni români aflați la bordul navei de croazieră Grand Princess, aflată în carantină în largul coastei californiene, au revenit în țară cu un zbor pus la dispoziție de autoritățile americane în coordonarea delegației Uniunii Europene la Washington. La sosirea în țară, cei 8 cetățeni români au fost plasați în carantină într-o locație dedicată din București. De asemenea, Ministerul de Externe precizează că 14 cetățeni români și-au exprimat dorința de a rămâne în continuare la bordul navei Grand Princess. Consulatul General al României la Los Angeles menține legătura cu cetățenii români care au rămas la bordul navei, fiind pregătit să acorde asistență consulară în limita competențelor legale. Precizăm că la bordul navei se află circa 3500 de pasageri și membri ai personalului din 54 de țări. Din primele estimări, se pare că numărul infectaților este 21, 2 pasageri și 19 membri ai echipajului. Însă, având în vedere că doar 45 de pasageri au fost testați la bord, numărul celor infectați ar putea fi mult mai mare. Peste numai câteva ore, România intră în starea de urgență decretată de președintele Klaus Iohannis. Autoritățile pregătesc măsuri tot mai radicale pentru gestionarea și limitarea infecțiilor. Printre cele mai importante se numără și decizia ca toate persoanele care se întorc din țări care au mai mult de 500 de cetățeni confirmați cu COVID-19 să fie introduse direct în izolare pentru 14 zile. Instituirea stării de urgență presupune pentru toți schimbarea modului de viață, dar și un moment de frică sau de neînțelegere. Trebuie să conștientizăm cu toții că acest lucru este spre binele nostru al tuturor. Vreau să fac un apel la calm și la solidaritate. Este momentul să fim uniți, să fim toleranți și să ajutăm fiecare după puteri. Se apropă instituirea izolării la domiciliu, în locația declarată la intrarea în țară pentru o perioadă de 14 zile pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în România din țările unde sunt confirmate cel puțin 500 de cazuri de infecții cu COVID-19, începând de astăzi, de la ora 21. Direct afectați sunt românii care se întorc din zona roșie a unei țări. Aceștia vor intra în carantină 14 zile. Țările care au astfel de zone în acest moment sunt Italia, China, Coreea de Sud și Iran. De asemenea, românii care se întorc dintr-o zonă galbenă vor intra în autoizolare la domiciliu 14 zile. Țările cu zone galbene sunt Austria, Belgia, Coreea de Sud, Danemarca, Elveția, Germania, Franța, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, China, Spania, SUA și Suedia. De menționat e faptul că și zona roșie și cea galbenă pot fi actualizate zilnic, în funcție de evoluția lucrurilor în țările respective. Vă rog să evitați deplasările care nu sunt absolut necesare. Se va extinde măsura carantinării pentru toți cei care sosesc în țară din zonele carantinate. Urmează zile complicate pentru cei din teren, pentru medici,
personal din unitățile sanitare, dar și pentru pompieri, polițiști și jandarmi. Vreau să le mulțumesc și lor pentru implicare și să-i asigur că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a le asigura resursele. Pentru a veni în sprijinul românilor, Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe site, la secțiunea Atenționări de Călătorie Europa COVID-19, informații actualizate referitoare la măsurile adoptate de statele europene în contextul noului coronavirus. Ministrul Muncii Violeta Alexandru a anunțat că pensiile ar putea fi plătite în avans cu câteva luni, pentru ca oamenii să poată face față cheltuielilor. Aceasta dă asigurări că pensiile vor fi plătite la zi și până la ultimul leu, iar cetățenii români nu au motive de îngrijorare. Se vor respecta toate obligațiile de plată pentru pensii. Suntem conștienți că în această perioadă oamenii trebuie să își primească pensiile la timp. Au fost evaluări pentru plata anticipată a pensiilor pe mai multe luni. Avem mai multe scenarii. Nu vom întârzia nicio zi la plată pentru pensionarii români, a declarat Violeta Alexandru. De asemenea, ministrul a declarat că se gândește la o modalitate de a susține angajatorii, în cazul în care aceștia vor fi nevoiți să își suspende temporar activitatea. Dorința noastră este să oferim sprijin necesar angajatorilor. O măsură este acordarea unui sprijin pentru a putea fi asigurate fondurile necesare în situația suspendării temporare a activității. Dorința noastră este să nu existe sincope în activitatea agenților comerciali. Ne concentrăm pe acest lucru pentru că din activitățile acestor oameni se alimentează bugetul și de aici aceste cheltuieli la care suntem obligați să purcedem, a mai spus ministrul Muncii. Precizări importante în legătură cu decretarea stării de urgență, alimentele nu se vor raționaliza, îi liniștește pe român Traian Berbeceanu, consilierul ministrului de interne. Berbeceanu a tras atenția cu privire la anunțurile alarmiste care puteau să inducă panică în populație. Autoritățile pun la punct ultimele detalii înaintea intrării în vigoare a stării de urgență. Reprezentanții Ministerului de Interne, al Apărării, Muncii, Educației, Sănătății și Economiei au discutat toată noaptea la sediul MAI. Potrivit unor surse, specialiștii iau în calcul ca circulația între orașe să fie restricționată, doar dacă sunt focare. În cadrul întâlnirii de la Ministerul de Interne s-au constituit ateliere de lucru cu reprezentanții ministerelor cu putere de decizie. Propunerile trebuie să fie înaintate și asumate de către premier, iar ulterior vor fi incluse în decretul semnat de președinte, prin care va fi instaurată oficial starea de urgență. Traian Berbeceanu, consilierul ministrului de interne Marcel Vela, a venit cu precizări importante în acest context. Berbeceanu a explicat de ce oamenii nu trebuie să se alarmeze. Starea de urgență are menirea de a ajuta populația, de a vă proteja sănătatea, de a salva vieți în cele din urmă. În același timp, știrile false și interpretările rău intenționate nu fac decât să îngreuneze situația, să ne îndepărteze pe noi toți de la atingerea obiectivului firesc, limitarea contaminării și stoparea răspândirii noului coronavirus. Berbeceanu susține că nu se pune problema unei limitări a resurselor sau a libertăților. Nu este adevărat că alimentele vor fi raționalizate. Nu este adevărat că țara va fi blocată și mai ales este falsă ideea potrivit căreia declararea stării de urgență ar putea să genereze abuzuri ale autorităților. Mass media, în mod special, cei care aleg să-și exprime părerile prin intermediul rețelelor sociale, în particular, au datoria de a prezenta obiectiv, calm și realist situația, iar dumneavoastră trebuie să aveți încredere în mesajele, indicațiile, solicitările și recomandările autorităților, a mai spus Berbeceanu. Industria și din România încearcă să găsească soluții pentru a stabiliza economia țării. Astfel, aceștia au trimis o scrisoare deschisă Guvernului României în vederea atenuării unei crize economice generate de epidemia de coronavirus din aceste zile. Pentru proiectele cu fonduri europene aflate în curs de implementare, sprijin pentru beneficiari în vederea păstrării unui ritm normal al părților către aceștia, pentru a nu le cauza blocaje în activitate și în plata salariilor și furnizorilor. Este una dintre soluțiile pe care industria și din România le-au elaborat în scrisoarea trimisă guvernului Orban. De asemenea, ei mai doresc realocarea unor părți din fondurile europene încă neutilizate în actualul cadru financiar către un program de finanțare a creării instrumentelor digitale de realizare a unor activități în sistemul remote, în special în domenii educație, sănătate, destinate mai ales persoanelor aflate în carantină sau izolare, persoanelor vulnerabile și din punct de vedere al vârstei și al stării de sănătate și a celor care locuiesc în zonele rurale aflate la distanțe apreciabile de cel mai apropiat oraș cu dotări sanitare complete, platforme e-commerce și cu o perioadă cât se poate de scurtă pentru evaluarea cererilor de finanțare depuse și pentru contractare,
au mai adăugat aceștia. În speranța că guvernul Orban va lua în calcul propunerile lor, în scrisoarea deschisă ei dau asigurări că vor fi deschiși la discuții. Imagini incredibile în țară după anunțul președintelui privind decretarea stării de urgență. Unii oameni nu au ținut cont de recomandările autorităților și au luat cu asalt magazinele. În unele centre comerciale, cozile se întindeau până la intrare. Cozi uriașe încă de la intrarea în supermarket. Acestea sunt imaginile surprinse în capitală după anunțul de sâmbătă seară al președintelui. Deși autoritățile au dat asigurări că nu se vor raționaliza alimentele, românii nu au ținut cont de acest lucru. S-au bulucit în supermarketuri și și-au umplut coșurile cu tot ce au găsit în cale. De la făină și ulei până la spirt sau hârtie igienică. Și în Timișoara a fost aceeași situație. Unele magazine au limitat accesul în interior, astfel încât în incinte să nu mai fie mai mult de 10 persoane deodată. Medicina recomandă ca în această perioadă să evităm însă astfel de aglomerări și să nu ieșim din case decât dacă este neapărată nevoie. De asemenea, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România dă asigurări că aprovizionările se fac zi și noapte, pentru ca înghesuiala de la rafturi să nu își aibă rostul. Vă înțelegem și vă împărtășim îngrijorările și vă anunțăm că facem tot ce putem pentru ca voi și familiile voastre să aveți alimentele și produsele esențiale de care aveți nevoie. Lucrăm îndeaproape cu autoritățile, furnizorii și partenerii noștri logistici pentru a asigura furnizarea de bunuri în magazine și pentru a aproviziona depozitele logistice cu produsele a căror cerere este ridicată. Dar avem nevoie și de ajutorul vostru. Vă rugăm să fiți cumpătați și chibzuiți la ce și cât cumpărați. Înțelegem frământările voastre, dar a cumpăra mai mult decât ai nevoie poate însemna uneori să îi lași pe ceilalți fără produsele de care și ei au nevoie. Există cantități și stocuri pentru toți, dacă suntem solidari și ne gândim și la nevoile tuturor. Nu sunt puțini cei care profită de situația de criză prin care trec românii. Deși a fost decretată stare de urgență de luni, iar autoritățile ne îndeamnă să stăm cât mai mult în casă, proprietara unei grădinițe din județul Ilfov le oferă sprijin părinților, fără acte contra cost. Pe un grup de parenting de pe Facebook, o doamnă promovează serviciile unei grădinițe care primește copii în această perioadă de criză. Părinții pot face foarte ușor acest lucru și asta pentru că, se pare, copilul este primit doar cu o simplă adeverință de la medicul de familie. Și vin în fiecare zi cu certificatul sau o singură dată la asta? Nu în fiecare zi, înainte de a veni. Doar cu o adeverință de la medicul de familie, oamenii profită din plin. Iar prețurile sunt pe măsură. Fără să țină cont de faptul că sunt copii în preajmă, doamna își prezintă serviciile fără nicio problemă. Aduce la cunoștință faptul că Ministrul Sănătății îi dă voie să presteze aceste servicii cu un număr limitat de copii. Însă nu știe să spună cu exactitate care este numărul copiilor prezenți în instituția respectivă, pentru că acesta variază. Ministrul Sănătății analizează așa. Dacă există mai puțin decât 100 de copii cu angajați împreună într-o unitate, pot să stau deschisă. Iar epidemia din aceste zile nu reprezintă nimic pentru doamna educatoare. Și asta pentru că vizita la grădiniță poate fi făcută chiar în prima zi a stării de urgență. Bineînțeles că procedura nu trebuie să fie întârziată de treburile birocratice. Iar toate acestea se fac simplu, fără un contract, doar pentru suma de 100 de lei. Sigur că nu o să facem niciun contract, pentru că contractele mele sunt pentru un an de zile. Am înțeles. Da. Cât costă? Până ce noi 100 lei zi. Iar epidemia din aceste zile nu reprezintă nimic pentru doamna educatoare. Și asta pentru că vizita la grădiniță poate fi făcută chiar în prima zi a stării de urgență. Bineînțeles că procedura nu trebuie să fie întârziată de treburile birocratice. Iar toate acestea se fac simplu, fără un contract, doar pentru suma de 100 de lei. După ce numărul cazurilor din țara noastră continuă să crească de la o zi la alta, Biserica Ortodoxă Română a anunțat că vine în sprijinul autorităților. Astfel, BOR a anunțat că va oferi spații de carantină în mănăstirile din țară și, de asemenea, voluntari pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. În lupta împotriva răspândirii noului coronavirus, autoritățile încearcă pe cât posibil să impună reguli stricte. De altfel, în aceste zile și Biserica Ortodoxă Română vine cu soluții pentru ca treaba autorităților să devină pe cât posibil mai ușoară, iar spațiile în care oamenii pot fi izolați să nu fie aglomerate. Astfel, conducerea BOR a anunțat faptul că va pune la dispoziția autorităților mai multe spații de cazare din mănăstiri pentru adăpostul persoanelor aflate în carantină.
De altfel, Mănăstirea Neamț a fost printre primele care a ieșit în întâmpinarea celor veniți din diaspora, aproximativ 40 de persoane aflându-se în prezent în carantină la Centrul Social-Cultural Sfântul Paisie al Așezământului. Centrul mănăstirii are în dotare numai puțin de 52 de camere, iar persoanele cazate primesc hrană și asistență medicală. De altfel, în aceste zile, biserica oferă ajutor autorităților prin spații de cazare alimente, dar și voluntari. În acest context, Biserica Ortodoxă Română va ieși în întâmpinarea solicitărilor autorităților publice. Există, din păcate, puține astfel de spații în mănăstirile ortodoxe, acolo unde va fi posibil, aceste spații vor fi puse la dispoziție la solicitarea autorităților. De asemenea, conducerea bisericii a anunțat că vor fi luate măsuri în conformitate cu recomandările autorităților. Iar cel mai important la această oră este faptul că au fost mobilizate mai multe persoane pentru a veni în ajutorul celor izolați. Importantă este evitarea și, evident, păstrarea cu rigurozitate a acelui număr limită pe care oficialitățile l-au fixat momentan. Numărul celor care intră în biserică va fi mereu sub cel anunțat de autorități, adică 50 de persoane în acest moment. În Arhiepiscopia Bucureștilor a avut loc deja mobilizarea voluntarilor Catedralei Naționale. Aceste sute de voluntari se vor alătura celor care vor merge să-i ajute pe cei aflați în carantină. În prezent, sub patronajul bisericii funcționează 40 de unități medicale și farmaceutice. Noi suntem aici pentru voi. Voi stați acasă pentru noi. Este mesajul transmis de medici tuturor românilor. Zeci de doctori și asistente s-au alăturat unei campanii derulate pe Facebook. Oamenii sunt îndemnați să evite aglomerările pentru a limita numărul cazurilor de infecție cu coronavirus. Personalul medical de la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a promovat necesitatea oamenilor de a sta cât mai mult în casă. Noi suntem aici pentru voi. Voi stați acasă pentru noi. Este mesajul pe care vor să-l transmită medicii și asistentele. Mesajul a primit zeci de aprecieri din partea altor persoane. Specialiștii consideră că cea mai eficientă măsură împotriva creșterii cazurilor de îmbolnăvire este autoizolarea voluntară și evitarea contactului cu grupuri mari de oameni. Va trebui limitarea accesului în aceste zone în care există riscul de a contacta virusul și, din punctul meu de vedere, orice întâlnire oficială care nu are altă problematică sau orice fel de întâlnire ar trebui amânată dacă nu există o situație de urgență. Specialiștii atrag atenția și asupra pericolului la care sunt expuși inclusiv doctorii. De altfel, mai multe cadre medicale au fost deja infectate cu noul coronavirus. Ar trebui să ne gândim să avem propria noastră fabrică de medicamente, de materiale sanitare. Uitați-vă cât de greu se găsesc măști, cât de greu se găsesc costume de protecție, că sunt și vor fi solicitări majore în ceea ce privește protecția personalului medical, iar chiar dacă noi suntem în fiecare zi la datorie, vă reamintesc faptul că și viața acestor oameni trebuie protejată, sunt cei mai expuși în această perioadă și, pe de altă parte, vrem să avem toate siguranța că nu se va transmite acest virus chiar prin intermediul personalului medical. Elevii și studenții ar putea sta acasă și după data de 22 martie. Ministrul Educației Monica Anisie spune că va solicita prelungirea suspendării cursurilor, mai ales după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că va decreta stare de urgență. O decizie finală în această privință urmează să fie luată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Cu siguranță voi solicita să se prelungească suspendarea cursurilor. De fapt, eu am susținut în Comitetul de Urgență în mod special să se precizeze în hotărâre posibilitatea de prelungire, pentru că nu știam evoluția și era mai bine să fim acoperiți. La momentul de față susțin prelungirea pentru că astfel îi protejăm pe copii, a declarat ministrul Educației. Întrebată pentru cât timp ar putea fi suspendate cursurile, Monica Anisie a spus că depinde și cât evoluează lucrurile de la o zi la alta. Oricum, decizia va fi luată la momentul discuției în Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitare a fost anulată de premierul Ludovic Orban pe 9 martie și este valabilă între 11 și 22 martie, cu posibilitate de prelungire. Ulterior anunțului premierului, și instituțiile de învățământ superior au anunțat măsuri similare.
În tot acest timp există, din păcate, și persoane inconștiente care cred că își pot bate joc într-una dintre cele mai grele situații întâlnite vreodată. O astfel de glumă neinspirată a pus pe joara seara autoritățile. Pe internet a apărut un filmuleț în care se putea vedea un bărbat în costum alb care alerga o persoană infectată. Poliția a precizat însă că totul a fost o glumă. Autorii farsei ar putea fi totuși trași la răspundere. Imaginile au creat o adevărată isterie pe internet. În filmarea devenită virală poate fi observat un bărbat fugărit de un presupus medic în costum alb. Scenele au fost surprinse în centrul Bucureștiului, mai precis, Piața Constituției. Imediat însă lucrurile s-au lămurit. Protagoniștii au vrut să facă o farsă, însă au reușit să atragă atenția și într-un mod mai puțin dorit de către ei. Imaginile au ajuns și la poliție. Referitor la imaginile apărute în spațiul public în care două persoane, dintre care una purta un costum alb, alergau, facem precizarea că acestea sunt imagini filmate de trei persoane în scop de divertisment. Poliția Capitalei efectuează verificări pentru a stabili dacă prin publicarea pe rețelele de socializare a acestei filmări, fără exprimarea clară a faptului că este vorba despre o glumă, a fost încălcată legislația în vigoare. Se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei. Ambasada României în Spania anunță că suspendă activitatea cu publicul la sediile oficiilor consulare în contextul evoluției pandemiei de coronavirus. De asemenea, ambasada a precizat că programările obținute pentru perioada următoare vor fi anulate. Un mesaj în acest sens a fost transmis fiecărui utilizator în parte pe adresa de e-mail utilizată la crearea contului pe www.econsulat.ro. Spania a decretat starea de urgență, fiind luate mai multe măsuri restrictive. Ca urmare a măsurilor adoptate de către autoritățile spaniole în contextul evoluției epidemiei coronavirus și în scopul protejării cetățenilor români, vă informăm că începând cu 16.03.2020, serviciile consulare care presupun prezența publicului în sediile oficiilor consulare românești de pe teritoriul Spaniei se suspendă pe o perioadă nedeterminată, a anunțat Ambasada României în Spania pe pagina de Facebook. De asemenea, ambasada a precizat că programările obținute pentru perioada următoare vor fi anulate, un mesaj în acest sens fiind transmis fiecărui utilizator în parte pe adresa de e-mail utilizată la crearea contului pe www.econsulat.ro. Întreg personalul consular rămâne la dispoziția cetățenilor români pentru acordarea de asistență consulară în situații deosebite sau care prezintă un caracter urgent, temeinic justificate, determinate de necesități deosebite, decese, accidente, acte solicitate de autoritățile locale în contextul pandemiei. Imediat ce activitatea cu publicul va fi reluată, oficiile consulare vor proceda la reprogramarea tuturor solicitanților, ale căror programări inițiale au fost anulate, mai precizează Ambasada României la Madrid. În Spania, guvernul a decretat stare de urgență, fiind luate mai multe măsuri restrictive. Este haos în Spania, a doua cea mai afectată țară europeană după Italia. Soția șefului guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a fost infectată cu noul coronavirus. Anunțul vine la puțin timp după ce executivul de la Madrid a anunțat izolarea totală pentru a opri răspândirea virusului ucigaș. Begona, soția premierului, participase la mai multe evenimente organizate de 8 martie. Guvernul de la Madrid a confirmat faptul că soția șefului guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Begoña Gómez și președintele guvernului sunt bine. Se află amândoi la Moncloa, reședința șefului guvernului, și respectă măsurile de prevenție stabilite de autoritățile sanitare, se arată în comunicatul executivului de la Madrid. Informația a venit la scurt timp după ce Sánchez a aprobat impunerea stării de alarmă în întreaga țară pentru următoarele 15 zile. Magazinele neesențiale, barurile, restaurantele, cinematografele, școlile și universitățile au fost închise. Nu sunt singurele măsuri drastice luate în Spania. Armata a fost mobilizată pentru a ajuta la aprovizionare în timp ce trenurile intercity și autobuzele și-au redus circulația la 50%. Poliția din Madrid a folosit drone echipate cu portavoci pentru a-i convinge pe oamenii care se plimbau pe străzi să intre în casă și să se autoizoleze. Dronele au fost utilizate în zone din apropierea podului Toledo, în sudul capitalei Spaniei. Podul Toledo se află în apropiere de Madrid, în Rio, un parc preferat de madrileni în zilele libere și cu vreme bună, așa cum a fost cazul sâmbătă. Alți politicieni spanioli testați pozitiv la noul coronavirus sunt ministrul pentru egalitate, Irene Montero, partenera vicepremierului spaniol Pablos Iglesias și Carolina Darias, ministrul politicilor teritoriale și funcțiunii publice. Santiago Abascal, lider al partidului de extremă dreapta Vox, și Ortega Smith, secretar general al Vox, au fost și ei testați pozitiv la noul coronavirus. Spaniolii au luat exemplul italienilor, ibericii aflați la izolare au ieșit la balcoane pentru a mulți.
mulțumi cu aplauze și urale profesioniștilor din domeniul sanitar care îi îngrijesc zilele acestea în spitale și la domiciliu. În plus, pe rețelele de socializare a apărut un apel pentru organizarea în fiecare seară a unui karaoke în familie. Spaniolii vor putea ieși din case doar pentru cumpărături de primă necesitate, pentru a merge la serviciu și la spitale și pentru a îngriji vârstnicii. Măsurile dure nu le-au zdruncinat însă moralul ibericilor. Oamenii au ieșit la balcoane și ferestre și au cântat după modelul italienilor. Spaniolii au răsplătit cu ovații pe medicii care își riscau viața pentru tratarea bolnavilor de COVID-19. Scenele s-au petrecut în toate orașele importante. Ministrul francez al Sănătății, Olivier Véran, a avertizat că ibuprofenul poate agrava infecția cu coronavirus și a recomandat paracetamol în caz de febră. Autoritățile au explicat că medicamentele antiinflamatorii reprezintă un risc pentru bolnavii cronici, deoarece diminuează răspunsul sistemului imunitar al organismului. Cu ibuprofenul au mai fost discuții și în alte situații de infecții virale. Sfatul meu ar fi să încercăm să le evităm. Vom folosi paracetamolul. Important este să încercăm să evităm ibuprofenul și să găsim o altă variantă de antiinflamator dacă e neapărat nevoie. Medicul Adrian Marinescu a descris și simptomatologia unei persoane suspectate de coronavirus. Simptomatologie înseamnă ceva brusc instalat, nu ceva ce aveam înainte de luni de zile. Înseamnă febră, peste 38 temperatură, adică înseamnă tuse importantă, înseamnă mai ales dificultăți de respirație. Tusea în principiu e seacă. Ce este important e că această simptomatologie să fie instalată brusc și să fie neapărat cu context. Medicul a explicat că oamenii nu trebuie să intre în panică de la o simplă răceală și că cel mai important este în primul rând să ne izolăm, apoi să urmărim evoluția stării noastre de sănătate. Nu mergem la Matei Balș sau la un alt spital de boli infecțioase, ne izolăm. Așteptăm, ne izolăm. Dacă lucrurile se complică și avem simptome importante, atunci, într-adevăr, sunăm și vom fi monitorizați. De altfel, ministrul francez al sănătății este cel care a ridicat problema folosirii antiinflamatoarelor. Acesta a scris în mediul online că medicamentele antiinflamatoare, ibuprofen, cortizon, pot fi un factor de agravare a infecției la bolnavii cu coronavirus. În caz de febră, luați paracetamol. Dacă sunteți deja sub tratament cu antiinflamatoare sau în caz de nevoie, cereți sfatul medicului, a adăugat ministrul francez al sănătății. Liberalii trec prin mari emoții din cauza coronavirusului. Rareș Bogdan a declarat că a fost testat negativ după ce Lucian Hiuș, deputatul bolnav de COVID-19, a postat o poză în care discută cu acesta. Fotografia este făcută tot la o ședință centrală a conducerii PNL din Parlament, reuniune la care a participat și senatorul Virgil Chisac, primul politician român confirmat pozitiv cu noul coronavirus. În momentul în care a existat cazul Chisac sau cazul Hiuș, Oancea, noi am decis să ne autoizolăm. Faptul că acești oameni care au în momentul ăsta COVID-19 sau sunt nevoiți să stea în autoizolare sau în carantină sau chiar să fie îmbolnăviți și să se trateze, nu sunt nici ciumați, nu sunt nici oameni care trebuie să respingi, pur și simplu trebuie mai multă atenție. După ce senatorul PNL Virgil Chițac a fost confirmat pozitiv la testul cu COVID-19, în ultimele ore numărul liberalilor infectați a crescut. Astfel, alți trei membri ai partidului au fost depistați ca infectați cu noul virus. Este vorba despre Lucian Hiuș, primarul Devei, Florin Oancea și administratorul public Adrian David Nicolae. Toți au participat luni la o ședință centrală a conducerii PNL în Parlament. Deputatul cu COVID-19, Lucian Hiuș, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii de la ședința PNL. În acestea, Hiuș apare alături de Florin Oancea și Adrian David, cei doi colegi de partid din județ, la rândul lor depistați cu coronavirus. Iar strângerile de mâini, apropierile sau îmbrățișerile au continuat și cu alți colegi. Astfel, într-o fotografie, primarul Devei apare foarte aproape alături de europarlamentarul Rareș Bogdan. Eu am testul negativ, ca să fie lucrurile extrem de clare, dar și dacă l-aș fi avut pozitiv, m-aș fi dus să mă tratez. Am intrat oricum în autoizolare și a fost o decizie luată împreună cu Ludovic Orban, cu întreaga conducere liberală, tocmai pentru a
întârzia orice, pentru a anula orice speculație, pentru a da dovadă de înțelegere, de exemplu, de puterea exemplului. Restricțiile impuse din cauza epidemiei de coronavirus le-a stricat planurile unor politicieni români. Este și cazul președintelui PMP, Eugen Tomac, care a fost într-o vizită în Statele Unite, dar nu se mai poate reîntoarce în țară, după ce toate zborurile înspre și dinspre Europa au fost suspendate. Liderul partidului Mișcare Populară a anunțat pe o rețea de socializare că a rămas blocat în SUA, asta după ce a zburat mai bine de 9 ore pentru a participa la un eveniment oficial organizat de președintele american Donald Trump. Acesta a precizat că nu ar fi plecat dacă ar fi știut că vor fi suspendate toate zborurile spre și dinspre Europa. După un zbor de 9 ore, când a aterizat la Washington, președintele Trump tocmai anunța instituirea stării de urgență. Bineînțeles, nu aș fi plecat dacă știam că vor fi suspendate toate zborurile spre și dinspre Europa. Însă pentru că am fost invitat la un eveniment organizat la reședința oficială a președintelui Trump din Florida, am considerat că trebuie să onorez această invitație, cu atât mai mult cu cât este al doilea an consecutiv când am acest privilegiu, a scris Tomac. Între timp însă evenimentul din Florida a fost anulat, iar liderul PMP a rămas blocat. El a anunțat că este alături de români și că urmărește tot ceea ce se întâmplă în țara noastră. Ținând cont de situația excepțională decretată în Statele Unite de către președintele Americii din cauza epidemiei COVID-19, evenimentul de la Mar-a-Lago la care eram invitat s-a amânat. Între timp, SUA a anulat și zborurile către Marea Britanie și Irlanda. Prin urmare, voi respecta toate instrucțiunile autorităților americane până voi găsi cea mai sigură cale de a reveni în Europa. Recunosc că urmăresc împreună cu echipa mea, clipă de clipă, tot ce se întâmplă acasă și trăiesc această situație la fel de îngrijorat ca toți românii, a mai adăugat acesta. Între timp, în SUA, Donald Trump a anunțat noi măsuri pentru rezolvarea crizei sanitare, inclusiv extinderea interdicției de călătorie pentru Marea Britanie și Irlanda. În Italia, situația e din ce în ce mai sumbră. Autoritățile au anunțat că în ultimele 24 de ore au murit aproximativ 368 de oameni. Însă mai multe despre situația alarmantă din peninsulă, imediat după scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Ne-am întors, vedem acum ce s-a mai întâmplat și pe plan extern. Decizie fără precedent luată de autoritățile de la Vatican. Pentru prima dată în istorie, slujbele pascale se vor ține fără public. Slujbele ținute în cele 4 zile ale săptămânii mari atrag în fiecare an zeci de mii de oameni la Roma și Vatican. Însă de această dată a fost luată o decizie fără precedent în epoca modernă. Din cauza situației alarmante din aceste zile s-a ajuns la concluzia ca oamenii să nu participe la slujbe. Astfel, până în duminica Paștelui din 12 aprilie, toate audiențele generale și binecuvântările de duminică se vor desfășura fără public și vor fi transmise online și la televizor. Din cauza actualei urgențe de sănătate internaționale, toate sărbătorile liturgice din Săptămâna Sfântă se vor desfășura fără prezența fizică a credincioșilor, a scris într-un comunicat Prefectura Casei Pontificale. Situația continuă să fie alarmantă în Italia, ea fiind cea mai afectată în ultimele zile. 2547 de noi cazuri au fost confirmate, iar numărul deceselor a ajuns la peste 250. Numărul total al pacienților cu COVID-19 în peninsulă este de aproximativ 17.600. Bilanț tot mai sumbru în Italia în urma epidemiei de coronavirus. Se pare că doar în ultimele 24 de ore au murit aproximativ 368 de oameni, iar numărul total al deceselor depășește 1400. Evoluția alarmantă din peninsula a fost prezentată și într-un clip video postat pe o rețea de socializare de un cetățean italian. În clipul video este prezentată situația gravă prin care trece Italia în aceste momente. În imagini se poate observa numărul mic de cazuri confirmate cu noul virus în ziua de 9 februarie, prezentat într-un ziar local din Bergamo, un oraș situat în regiunea Lombardia. Astfel, la acea dată în Italia erau înregistrate doar 3 cazuri confirmate cu noul coronavirus. Însă, într-o lună, situația a atins cote alarmante. Autorul clipului a prezentat o ediție a aceluiași ziar, însă din data de 13 martie, atunci când numărul total de cazuri confirmate s-a ridicat la 17.600, inclusiv 1.266 de morți. Astfel, întorcând rând pe rând fiecare pagină a ziarului, el prezintă numai puțin de 10 pagini în care sunt publicate decesele survenite în urma coronavirusului. Situația a luat amploare în peninsulă. Peste 3.400 de oameni au fost
8 infectați cu virusul COVID-19 în Italia în ultimele 24 de ore. Astfel, numărul total al îmbolnăvirilor a depășit 21.000. De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 3.500 de cazuri cu oameni infectați, astfel că numărul total al îmbolnăvirilor a depășit 21.000. În aceeași perioadă, autoritățile au anunțat 175 de decese noi, cu un bilanț total de peste 1.400. Cea mai mare problemă o reprezintă criza de măști, în condițiile în care sunt necesare aproximativ 90 de milioane de bucăți pe lună, la nivelul întregii peninsule. Autoritățile italiene au reușit să contracteze 55 de milioane de măști, dar există riscul ca 20 de milioane de bucăți să nu fie livrate, din cauza închiderii frontierelor. Măsuri de urgență au fost luate și de Casa Regală, astfel de teama coronavirusului, regina Elisabeta a II-a Marii Britanii împreună cu prințul Filip vor sta o perioadă în izolare. Asta în timp ce numărul cazurilor confirmate cu COVID-19 continuă să crească. Potrivit presei locale, suverana Marii Britanii în vârstă de 93 de ani, dar și prințul Filip în vârstă de 98 de ani, au părăsit pentru o perioadă Palatul Buckingham. Ei au fost puși în izolare la Palatul Windsor, după ce numărul deceselor cauzate de coronavirus s-a dublat. Presa britanică susține că regina și prințul consort se află într-o stare foarte bună, iar decizia a fost luată din precauție. Este în stare bună de sănătate, dar s-a crezut cel mai bine să o mute. O mare parte din personalul ei este un pic panicat față de acest virus. Palatul găzduiește un flux constant de vizitatori, inclusiv politicieni și demnitari din întreaga lume. Regina a întâlnit multe persoane acolo până de curând, dar este la câteva săptămâni de cea de-a 94-a zi de naștere și consilierii consideră că cel mai bine este să o scoată din calea răului. Se pare că oficialii guvernamentali lucrează la cea mai bună metodă de a proteja regina de la focar. De asemenea, în contextul situației actuale, se pare că și calendarul reginei va suferi modificări, iar vizitele oficiale sau evenimentele ar putea fi anulate. Evenimentele viitoare vor fi revizuite în permanență, ținând cont de sfaturile adecvate, a declarat un purtător de cuvânt pentru publicațiile engleze. De asemenea, în cadrul recepțiilor organizate, se pare că regina a încercat să evite pe cât posibil să mai strângă mâna invitaților sau a purtat mănuși atunci când a fost cazul. De altfel, vineri, suverana și-a anulat mai multe vizite oficiale. În Marea Britanie au fost înregistrate peste 1000 de cazuri de COVID-19, iar numărul deceselor a ajuns la 21. Un miliardar chinez care a îndrăznit să-l critique pe liderul Partidului Comunist a dispărut fără urmă. Afaceristul este de negăsit după ce l-a numit clov pe președintele Xi Jinping. Potrivit presei locale, bărbatul în vârstă de 69 de ani nu a mai fost de găsit. Cunoscut ca fiind un critic vehement al conducerii Partidului Comunist, miliardarul nu s-a desmințit nici la ultima apariție publică. Fără a pronunța numele președintelui Xi Jinping, el a criticat dur atitudinea acestuia în contextul pandemiei de coronavirus. Nu văd un împărat care stă acolo și își expune hainele lui noi, ci un clovn care s-a dezbrăcat și care continuă să susțină că este împărat. Nu vă ascundeți în niciun caz ambiția hotărâtă de a fi împărat și determinarea voastră de a distruge pe oricine nu vă va lăsa. Au fost cuvintele pe care le-a folosit Ren. Supranumit și Tunul Roșu pentru criticile aduse regimului comunist, Ren a fost și un foarte cunoscut influencer online, fiind urmărit de peste 30 de milioane de oameni. În 2016, regimul comunist a ordonat unei platforme online să-i închidă contul, afirmând faptul că Ren distribuie informații false. Întrucât mai multe detalii despre eforturile Chinei de a acoperi focarul de coronavirus au fost dezvăluite de mass media chineze în ultimele săptămâni, conducătorul Partidului Comunist a fost atacat de mai mulți activiști și intelectuali de seamă chinezi. Scenariul negru luat în calcul de autoritățile americane asupra epidemiei de coronavirus. Statele Unite ale Americii au prezentat cifre alarmante asupra situației din aceste zile. 214 milioane de americani ar putea fi infectați cu COVID-19, iar numai puțin de 1,7 milioane ar putea deceda. În contextul pandemiei de coronavirus din aceste zile, oficialii din America au prezentat cifre alarmante. Astfel, potrivit reprezentanților Centrului pentru Control și Prevenirea Bolilor din Statele Unite, dacă noul coronavirus s-ar răspândi în SUA, populația ar avea de suferit la cote alarmante. Cum în țara noastră au fost prezentate de autorități mai multe scenarii în care putem intra odată cu creșterea numărului de cazuri, și în SUA situația este prezentată în același mod. Astfel, grupului i-au fost prezentate luna trecută 4 scenarii, A, B, C și D. Acestea se bazează pe caracteristicile virusului, inclusiv estimarea modului
modului de transmitere și cât de gravă este boala pe care o provoacă. Astfel, dacă situația ar lua amploare, milioane de oameni ar avea de suferit. Între 160 de milioane și 214 milioane de oameni din SUA ar putea fi infectați pe perioada epidemiei, iar aceasta ar putea dura pentru o lună sau chiar un an, iar numărul celor morți ar fi la fel de mare. Cifrele autorităților au fost înfiorătoare și asta pentru că, spun ei, între 200 de mii și 1,7 milioane de persoane ar putea muri, iar între 2,4 milioane și 21 de milioane de oameni ar putea avea nevoie de spitalizare. În Statele Unite au fost impuse mai multe restricții în urma epidemiei cu coronavirus. Astfel, mai multe școli și colegii au fost închise, evenimentele sportive au fost oprite sau suspendate, teatrele au fost de asemenea închise, iar companiile le-au cerut angajaților să nu vină la birou. Până în prezent, în SUA au fost confirmate peste 3.000 de cazuri, iar numărul deceselor a ajuns la 60. Atât pentru moment la știri, mulțumim foarte mult pentru atenție, o seară liniștită să aveți, la revedere!